Bună seara și bine ați venit la cea de-a treia conferință organizată în acest format la Academia Română. Pentru cei care sunt pentru prima dată participanți la întâlnirile noastre lunare, doar câteva precizări. Aula este deschisă pentru toată lumea, pentru ca să simțiți istoria acestei clădiri și tradiția ei, să vă imaginați personalitățile, să le chemați din amintirea dumneavoastră și a culturii noastre, personalitățile care au onorat această aulă în lunga istorie deja a Academiei Române. Mi-am propus să invit personalități care să aibă o calitate importantă și anume aceea să fie foarte buni comunicatori pe teme de interes general. Și în această seară l-am invitat pe domnul profesor Liviu Ornea de la Facultatea de Matematică. L-am invitat pentru că este un mare matematician al țării și îmi măsor cuvintele și știu ce spun, și pentru că în egală măsură este o personalitate complexă care scrie nu numai matematică, ci și eseuri, face cronici teatrale. Recent a scris un roman, Viața ca o glumă proastă, și nu o să găsiți nicio integrală și nicio matrice și nici derivate pe aici. Ca matematician a terminat facultatea în 1985. A fost un pic profesor de școală generală și din 1990 a intrat în învățământul superior, mai întâi ca asistent la Politehnică și după aceea la Universitatea din București. Este în egală măsură profesor al Universității din București și cercetător la Institutul de Matematică Simeon Stoilov al Academiei Române. Ca matematician a umblat mult, respectiv a vizitat și a ținut conferințe în cam peste tot, respectiv la Roma, la Paris, la Moscova. La Bonn, în Japonia, la Lausanne, la celebra Ecole Polytechnique Federal, la Universitatea Catolică din Leuven, la Universitatea din Potența, la University of New Mexico, la Universitatea de Nancy, la Universitatea Waterloo din Canada și așa mai departe și așa mai departe. Dincolo de matematică și eu pot să vă citesc Special Geometries in Mathematics and Physics sau Differential Geometry and Applications, dar deja e complicat, așa încât o să trec la celelalte pe care și le-a trecut sub numele de varia sau non-mathematical publications, respectiv cronici teatrale în scena, teatrul azi, în dilema, în dilema veche, în observatorul cultural, două cărți de eseuri, varietăți conexe și bifurcații, un matematician la teatru și Viața ca o glumă proastă, ultimul roman. Domnule profesor, suntem fericiți să vă avem astăzi aici și aveți cuvântul. Mulțumesc pentru vorbele frumoase, mulțumesc pentru că sunteți aici. Ce vreau eu să vă povestesc în seara asta este cu adevărat o poveste. Nu chiar istoria geometriei, ar fi prea mult, prea ambițios, dar o fracțiune din istoria geometriei și anume ce aș vrea să încerc este să arăt că există un drum aproape continuu, timp de 2000 de ani, între cele două nume din titlu. Pe parcurs, ca în orice poveste, o să fie poze, cu o carte de povești fără poze, nu. O să fie poze și o să fie și niște formule, dar pe alea nu trebuie să le luați în seamă, mai ales cei care nu sunteți matematicieni. Alea sunt ca să mă dau eu mare. Deci nu, o să fie câteva formule, nu se poate fără ele. Totuși,
Dificultatea în matematică este că pentru a specula, pentru a face filozofia matematicii și pentru a discuta, a glosa despre matematică, trebuie totuși să știi un pic de matematică. Adică, trebuie să prezentăm și faptele matematice. Apoi putem să spunem cam orice, deși n-ar trebui să spunem orice. Povestea începe, după cum vedeți, n-am să vă citesc, despre Euclid știți, cu toții, și matematicieni și nematematicieni, măcar asta am făcut cu toții la școală. Despre postulatul al cincilea știți cu toții. Ceea ce s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră care nu sunteți matematicieni să nu știți, este că la Euclid postulatul al cincilea nu apare așa cum îl știm noi de la școală printr-un punct exterior, se duce pentru punct exterior unei drepte, există o singură paralelă și numai una singură. Euclid în sulurile care reprezentau elementele, sub forma aceasta a dat postulatul. Încercați să o citiți și să o înțelegeți, fără o poză. Eu nu știu dacă la vremea când scria Euclid pe suluri se făceau poze. Poza e asta. E simplă dacă o faci. Spune un lucru elementar că dacă ai două drepte care în accepțiunea noastră de azi nu sunt paralele, sunt tăiate de o secantă care face unghiurile astea, cred că acum le spunem, de aceeași parte a secantei, interne de aceeași parte a secantei. Dacă suma lor, spunem astăzi, e mai mică decât 180 de grade, grecii nu spuneau, Doamne ferește, așa ceva, ei spuneau două unghiuri drepte, nu exista măsura unghiului, nu așa lucrau ei, atunci dreptele prelungite cum se cade o să se întâlnească. Și anume de acea parte a secantei în care se întâmplă cele două unghiuri mai mici decât două unghiuri drepte. Repet, este un enunț lung, destul de complicat și mai ales prea complicat față de celelalte postulate din elemente care sunt simple și ușor de înghițit, chiar pe nemestecate. Prin două puncte trece o dreaptă. Sigur, o putem lua, putem să credem că este ceea ce se numește și acum o axiomă, adică un adevăr care se impune intuitiv, se impune de sine și nu trebuie demonstrat. În schimb, așa ceva părea să trebuiască demonstrat. Și a urmat o lungă perioadă în care diversi oameni s-au întrebat dacă nu cumva, totuși, enunțul ăsta complicat nu e chiar un postulat, ci poate fi o teoremă. Adică dacă nu cumva el poate fi demonstrat folosind celelalte axiome ale lui Euclid și toate deducțiile care se pot face din acele celelalte axiome. Cum faci așa ceva? Cum ataci o asemenea problemă? Ai un enunț și vrei să vezi dacă el poate fi demonstrat folosind alte enunțuri. Nu e o treabă ușoară, pentru că nu știi de fapt ce vrei să demonstrezi, nu știi dacă e adevărat sau fals ce ți-ai propus să faci. Și una dintre metode poate să fie, în primul rând, să cauți enunțuri echivalente. Asta arată cum arată, hai să vedem cu ce ar fi el echivalent și poate e mai ușor de demonstrat. Înainte de a trece la echivalențe, iertați-mă o mică anecdotă, matematicienii bănuiesc că o știu, dar spune ceva despre povestea asta cu enunțurile echivalente. E pe moarte un matematician și vine diavolul să-i cumpere sufletul. Și ăsta zice, da, de acord, dar dăm soluția la ipoteza lui Riemann. Ipoteza lui Riemann, pentru cine nu știe, este una dintre cele mai dure probleme rămase deschise încă. S-a pus $1,000,000 pe capul ei, e puțin. Bă. Deci asta îi zice diavolului, dăm soluția la ipoteza lui Riemann. Gata, dăm două zile. După două zile vine diavolul. Matematicianul abia se mai ținea. Spune, stai că nu e așa simplu, dar am un enunț echivalent. Cam asta e cu enunțurile echivalente. Nu rezolvă problema, dar pot să înceapă ceva.
Și iată formulări echivalente. Știa deja Euclid că postulatul 5 e echivalent cu faptul că suma unghiurilor unui triunghi este, cum spunem azi, 180 de grade. Două unghiuri drepte. Bun. Au apărut pe parcurs alte echivalențe, unele nu sunt deloc evidente. Ce spune enunțul acesta? Că locul punctelor egal depărtate de o dreaptă e o dreaptă. Ai o dreaptă și ridici perpendiculare pe dreapta aceea, segmente egale, unești vârfurile, obții tot o dreaptă. Nu e evident. Ăsta este un enunț foarte dur al lui Wallis. Există triunghiuri asemenea necongruente. Ce sunt triunghiurile asemenea? Nu mă uit acolo că sunt matematicieni. Sunt triunghiuri care au toate unghiurile două câte două egale. Unghiurile respective egale. Dacă luați orice triunghi și duceți o paralelă care intersectează laturile, două dintre laturi, obțineți un triunghi mai mic și cel mai mare cu care ați plecat și astea sunt asemenea. Dar unul e mai mic, unul e mai mare. Asta se întâmplă în geometria euclidiană. Deci există triunghiuri asemenea care nu sunt egale, congruente sau egal pentru conferința asta e același lucru. Or, Wallis zice că dacă e adevărat postulatul lui Euclid, atunci trebuie într-adevăr să existe triunghiuri asemenea necongruente. Dar dacă nu e adevărat, s-ar putea să nu existe. Și asta deja e neintuitiv. E foarte ciudat. Formularea pe care o știm noi de la școală apare abia la 1795 și aparține lui Playfair. Nu o comentăm pentru că e cea pe care o cunoaște. Dar, de fapt, exista enunțul și dinainte de ca Playfair să-l spună răspicat, că așa e. Existența dreptunghiurilor. Mi se pare că e un lucru de la sine înțeles, că există dreptunghiuri. Nu, existența dreptunghiilor e legată de a doua formulare echivalentă, de altfel, și nu e evidentă fără axioma lui Euclid. Deci problema este să reușești să-ți imaginezi o lume, o geometrie, în care nu există dreptunghiuri, în care orice două triunghiuri asemenea sunt egale. Lucru care șochează bunul simț, bunul simț obișnuit, nu numai pe acela matematic. Nu există cercuri circumscrise unui triunghi dacă nu funcționează axioma lui Euclid. Mediatoarele unui triunghi nu se intersectează neapărat fără axioma lui Euclid. Și acesta este un enunț echivalent. Avem deci niște formulări echivalente. Apoi au încercat diversi matematicieni să analizeze ce se poate întâmpla totuși, să ducă deducție după deducție, ca să încerce să vadă ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi adevărată axioma lui Euclid. În background, ei aveau tot timpul în minte că axioma lui Euclid trebuie să fie adevărată. Și încercau să arate că fără ea ajungem la niște contradicții cumplite. Unul dintre primii care a produs ceva absolut de luat în seamă este Sacchieri. Gerolamo Sacchieri era un călugăr iezuit. S-a făcut multă matematică la iezuiți. Multă. El a scris o carte, pentru cine e interesat, am aici o ediție anastatică a lui, Euclid curățat de orice pată. E foarte frumos ce a făcut Sacchieri. A zis, perfect, să luăm axioma lui Euclid și să o negăm. O negăm și vedem încet, încet, deducție după deducție, pas după pas, ce construim și sigur o să ajungem la o contradicție. Ceea ce a și făcut. A spus că există două posibilități de a o nega. În fond, printr-un punct exterior unei drepte, să nu existe nicio paralelă, deci neg există, sau neg unicitatea. Deocamdată i-a zis pe zero primei axiome, cu zero paralele.
Nu există nicio dreaptă prin pe, am scris greșit, care să nu taie el, evident. Deci nu există paralel. Și și-a dat seama foarte repede că asta corespunde unei geometrii care s-ar întâmpla pe o sferă. Pentru că aici e o problemă. Ce e drept, de fapt? Am zis imediat, am trecut pe sferă, pe sferă n-avem drepte obișnuite. Da, dar tot Euclid ne spusese că dreapta e drumul cel mai scurt între două puncte. Păi atunci să ne imaginăm pe sferă drumul cel mai scurt, știam că suntem după mari descoperiri geografice, pe sferă drumul cel mai scurt între două puncte e arcul de meridian. Da, dar meridianele se taie toate. Nu există două meridiane care să nu se intersecteze. Deci pe sferă n-ai paralele. Asta deja ar fi putut să fie un semnal de alarmă foarte urât pentru Sacheri. Și totuși nu, pentru că el zice, da, dar Euclid ne-a spus că o dreaptă e ceva care nu are decât o dimensiune, doar lungime și trebuie prelungită la infinit, păi meridianele sunt finite. Ideea că poți să te învârți la nesfârșit pe un meridian, să consider că e infinit, noi spunem să-l parametrizezi după R, nu i-a trecut prin minte sau a eliminat-o. De fapt, lui au trecut foarte multe prin minte și de fiecare dată când vedea că nu se potrivește ceea ce demonstrează cu presupoziția lui, elimina într-un fel. Avea o barieră psihologică. Și partea asta a scos-o. Pe sferă, triunghiurile au burtă, așa, sunt umflate, să zicem, convexe. Și suma unghiurilor unui triunghi este mai mare decât 180 de grade. A doua posibilitate pe care o vede Sacheri este să nege unicitatea. Nu ai o singură paralelă, ai prea multe. Și de aici începe o poveste foarte tare. El zice, există cel puțin două. Și vede că nu poate să le deseneze dacă încearcă, să le deseneze chiar ca drepte. Trebuie să fie un pic asta. Vezi? Trebuie să curbeze ele un pic. Cam așa ar trebui să arate. Apoi se prinde că nu știu dacă el sau imediat după aceea s-au prins că dacă sunt 200 infinitate. Chiar el. Dar cele două au o poziție specială aceste. Oricum, în geometria aceasta, în care aș avea cel puțin două paralele, suma unghiurilor triunghi trebuie să fie mai mică de 180 de grade. Azi îi spunem geometrie hiperbolică, numele i-a fost dat târziu, spre sfârșitul secolului XIX, de Felix Klein, pentru că apăreau funcțiile hiperbolice, nu din alte motive, nu pentru că hiperbola are legătură cu multe paralele, nu de asta. Sacheri, deci, a demonstrat asta și la un moment dat s-a supărat. A văzut că nu reușește să ajungă la contradicție și și-a încheiat brusc raționamentele, spunând, da, dar asta repugnă ideii de linie dreaptă. Gata. A tot, nu găsea, de fapt, nicio contradicție. Nu era nicio contradicție logică în tot ce a făcut. El a construit ceea ce azi numim geometrie absolută. Dar nu-i plăcea ce a ieșit. Și atunci a zis că nu, asta nu se poate. Nu se poate. Repugnă ideii de linie dreaptă. Și gata. I-a urmat un alt iezuit, german de data asta, Johann Lambert. Și ăsta a avut lucrurile în mână. A calculat că area unui triunghi are această formulă. Este o constantă la pătrat înmulțită cu diferența dintre două unghiuri drepte și suma unghiurilor triunghiului. Deci iarăși suntem legați de discuția cum este suma unghiurilor unui triunghi. Este 180 de grade mai mică sau mai mare? E, pe sferă funcționa o aceeași formulă, doar că cu semn schimbat. Apărea suma unghiurilor minus 180, pentru că pe sferă suma unghiurilor e mai mare decât 180. Și atunci Lambert zice,
S-ar putea să fie adevărată chestia asta pe o sferă de rază imaginară. Ce aia nu știu. Nu există. Dar poate. Adică dacă luăm pe R să fie un număr complex. I e mulțit cu ceva. Atunci la pătrat o să fie negativ și îmi rezolvă problema minusului lui. N-a mers mai departe decât a spus acest lucru. Era aproape bine. Doi oameni care nu erau matematicieni, cred că ingineri, și care corespundau cu Gauss, au constatat că pătratele, într-o lume în care suma unghiurilor într-un unghi e mai mică decât 180 de grade, arată așa. Pătratele au 72 de grade. Ba mai mult, se poate arăta că există în lumea asta pentagoane cu toate unghiurile de 90 de grade. Deci tot ce reușeau să arate, jignea intuiția. Și nu credeau că e bine. Ei o făceau. Făceau calculele, ieșea corect, dar nu le plăcea. Figura de bază este Gauss. În 1828 el publică un articol lung, 60 de pagini, care pune bazele geometriei diferențiale. Este un memoriu scris în limba latină, evident, despre suprafețe. Acum, care e problema lui? Suprafețe. Până la el se studiaseră mai ales obiecte geometrice mărginite de corpuri plane, dar sigur că mecanica mai ales venea cu nevoia de a studia și niște obiecte care nu sunt plane. Pentru că apăreau probleme practice în care un corp era supus unor forțe și era obligat atunci să se miște după o traiectorie pe o anumită suprafață, deci apăreau constrângeri de ordin mecanic care forțau anumite soluții și trebuia să studiem niște obiecte mai ciudate. Gândiți-vă la dune de nisip, la suprafețe sunt și sunt sferele, sunt conurile, sunt cilindrii. Gauss înțelege că e nevoie de o definiție pentru curbura suprafeței. Ce înseamnă că o suprafață e curbă? E curbată. Sfera e curbată. Ne uităm la ea și o vedem, e curbată. Dar și cilindrul e curbat. Da, cilindrul, dacă îl tăiem după o generatoare, iese un dreptunghi pe care îl punem pe plan. Sfera, dacă o tăiați după ce vreți dumneavoastră, nu o puteți pune fără pliuri pe plan. Înseamnă că sfera are alt tip de curbură decât cilindrul și suprafața. Deși, la amândouă, când ne uităm, ele par curbe. Bine, atunci ce e aia curbură? Gauss dă o definiție și o dă la modul cel mai normal posibil, adică spune ce ar trebui să fie o suprafață curbă atunci când mă uit din afară la ea. Este impulsul absolut natural. Văd că ceva e curb pentru că mă uit la el și constat că nu e plan, e curb. Dar dă o definiție precisă cu formule pentru ceea ce eu spun în cuvinte, că se uită din afară la ea. În general, când definim în matematică un obiect prin ceva exterior lui, spunem că am dat o definiție extrinsecă. Gauss dă o asemenea definiție, dar apoi dă o teoremă, căreia el însuși îi spune, ajungem astfel la următoarea teoremă importantă, teorema egregium. Și așa i-a rămas numele apoi, căreia îi dă chiar mai multe demonstrații. Și arată că, de fapt, curbura poate fi calculată măsurând lungimi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă ne imaginăm că pe o sferă trăiesc niște musculițe doidimensionale, care habar n-au că există un interior al sferii și un exterior al sferii, ele se mișcă acolo, pe sfera lor. Măsurându-și pașii, măsurând lungimi, ele pot determina faptul că stau pe sferă. Pot calcula curbura sferei. Deci el arată că curbura este, de fapt, o noțiune intrinsecă, nu extrinsecă. Nu e ușor de înghițit asta. Și nu e intuitiv, iar demonstrația lui Gauss în calculator este infernală. Le facem la anul 2, spre groaza studenților. Și mai arată un lucru, care a fost apoi speculat și care a dus la tot ce a însemnat geometrie după el. Triunghi geodezic, nu luați în seamă cuvântul geodezic.
Geodezic e analogul dreptei, drumul cel mai scurt, dar pe o curbă acum. Geodezică pe o sferă este un meridian. Ia un triunghi format din asemenea curbe pe suprafețe și arată că suma unghiurilor unui triunghi depinde de curbură. E mai mare, egală sau mai mică decât două unghiuri drepte, după cum curbura e pozitivă, zero sau negativă. Morala este că cel puțin în mic, geometria aceea în care stă bine axioma lui Euclid se face în curbură zero, iar celelalte geometrii în care suma unghiurilor unui triunghi nu e 180 de grade, se fac în curbură pozitivă sau negativă. Nu e suficient încă pentru că tot ce face Gauss este mic, pentru lungimi mici. Deci el nu poate face aceste demonstrații pentru lungimi infinite. Nu are încă nimic care să fie analog al planului. Dar deja este suficient. Cele două nume care urmează sunt cele care, în sfârșit, au curaj și duc raționamentele până la capăt și spun, da, există o geometrie neeuclidiană, riguros logică și care nu are nicio contradicție, la fel de necontradictorie ca aia euclidiană. Unul este Lobachevski. Era rector la Kazan, la Universitatea din Kazan și avea la dispoziție reviste științifice și și-a publicat lucrarea, scurta schiță despre fundamentele geometriei, într-un buletin Universității din Kazan. Inutil, n-a fost cunoscut. Au trecut vreo 30 de ani până se știe lumea de el. Dar el arată că, folosind trigonometrie hiperbolică, poate construi o geometrie necontradictorie în care nu funcționează axioma lui Euclid, ci axioma cealaltă. Printr-un punct exterior există o infinitate de paralele. Sau, echivalent, suma unghiurilor unui triunghi este mai mică decât 180 de grade. Celălalt nume important este Boyer Janos, născut la Cluj și care era ofițer în armata austriacă. Iată ce scrie el. Era pasionat de geometrie și pentru că tatăl său, Farkas Boyer, fusese coleg de studii la Göttingen cu Gauss. Și bun prieten cu Gauss. Deși nu s-au mai văzut după studii, Farkas Boyer a devenit profesor de liceu la un moment dat, la un colegiu iezuit din Târgu Mureș. Dar a fost în corespondență continuă cu Gauss. Foarte, foarte buni prieteni. Eu v-am arătat că mi-am închis telefonul. Și e o anecdotă pe care am spus-o de multe ori, cer iertare celor care le-am mai spus-o. Într-o carte de istoria geometriei a lui Jeremy Gray, e menționat următorul lucru. Farkas Boyer și Gauss țineau atât de mult unul la altul, erau atât de buni prieteni, încât puteau să se plimbe ore întregi în pădurile din jurul Göttingenului, fără să-și vorbească. Mie mi-a plăcut. Deci, Boyer e tânărul, e pasionat de geometrie și de problema paralelelor. E încartiruit la Timișoara și tot face calcule și el nu făcea, de fapt, calcule cu trigonometrie, el lucra sintetic și îi trimite lui taică-su mereu scrisori în care îi spune ce mai face, ce a mai descoperit. Farkas și le trimite lui Gauss. Și Gauss a fost, s-a purtat cam urât. Pentru că Gauss le cam știa. Și la un moment dat îi spune într-o scrisoare lui Farkas să-l laud ar însemna să mă laud. Ceea ce nu i-a picat foarte bine băiatului. Mă rog. Dar iată ce îi scrie, n-am să vă citesc, citiți singur, ce îi scrie Farkas lui fiul său apropo de pasiunea lui pentru paralele. Trebuie să recunoașteți că e o chestie să faci o asemenea comparație între o problemă de matematică și... E totuși ceva, da. Adică era o lume care avea un anumit nivel de cultură. Dar copilul perseverează și
reușește până la urmă să demonstreze ce voia. Gauss, iată, în scrisori, îi scrie chiar lui Ianoș Boioi, vedeți tonul scrisorii, vrea să spună, le știu, le știu, tot ce ai făcut, eu știu, dar nu vreau să public. În altă parte zice că se teme de țipetele beoțienilor. Nu voia scandal. Suntem la începutul secolului XIX, filozofia dominantă este cea a lui Kant, spațiul euclidean era considerat a priori, nu se făcea diferență între geometrie ca model, ca teorie matematică și fizică, de fapt. Spațiul e așa cum zice geometria. Nu erau foarte clare diferențele. Facem matematică sau cunoaștem spațiul înconjurător. Ce descrie geometria asta? În asemenea discuții, Gauss nu voia să intre. Dar o spune într-o scrisoare. El nu publică, dar o spune. Evident este un punct de vedere opus lui Kant. Dar n-a scris niciodată nimic. Și lucrurile acestea s-au descoperit după moartea lui, când s-au găsit lăzile cu scrisori. Așa că Boioi Ianoș e destul de dezamăgit și își publică lucrarea ca un apendix la un manual al lui taicăsu. Deci un manual de liceu publicat la Târgu Mureș pentru elevii de la Colegiul Iezuit, în care pune el acest apendix pe care nu-l citește nimeni. Apoi a cam căzut în depresie și nu s-a mai ocupat de matematică. Suntem la 1823, articolul lui Gauss de geometrie diferențială e la 1828. Despre geometria hiperbolică se lasă tăcerea. Nimeni nu mai discută despre ea. Dar e interesant să vedem că, deși atunci, în secolul XIX, lumea nu era pregătită încă să accepte că există o asemenea geometrie ne-euclidiană, Aristotel era foarte deschis. Deja. Asta este scris, era scris și citit de către intelectualii epocii, care pe Aristotel îl citise. Dar și el, vedeți cum încheie, triunghiul la cărui suma unghiilor nu e egală cu două unghiuri drepte, e prin esența lui potrivnic naturii. E, dacă o spune Aristotel, e grav. Atunci, sigur că și sacherii și ceilalți erau îndreptățiți să aibă reticențe în a accepta așa ceva. Geometria hiperbolică se impune foarte târziu. Abia atunci când încep să apară modele. Acum știți o teorie, poți face o teorie axiomatică, dar ai nevoie și de un model. Adică ai nevoie de ceva de felul următor, spui în cazul unei geometrii. Spui, iată, spațiul este ăsta și definești ceva. Punctele sunt astea, dreptele sunt astea și începi să verifici axiomele. Așa ceva e un model. Modele au apărut pentru geometria hiperbolică începând de pe la 1860. Dar cel care a impus modelul cel mai cunoscut este Poincaré în 1882. Și e și aici o poveste nu foarte frumoasă. Modelul pe disc, în primul rând să vi-l explic despre ce e vorba. Lumea este interiorul unui disc. Punctele sunt punctele din interiorul discului, dar fără frontieră. Drepte voi numi arce de cerc interioare perpendiculare pe frontieră și diametri. După care încep să verific toate axiomele lui Euclid, se verifică banal. Și într-adevăr, iată, acolo e desenat cu roșu o dreaptă L mic, un punct P mic exterior, și prin punctul acela P mic pot să duc oricâte vreau eu cercuri perpendiculare pe frontieră care nu taie L mic. Asta e tot. Este un model. L-a publicat într-un articol din 1882 și apoi l-a reluat cu explicații detaliate în cartea lui Știință și Ipoteză, în care a explicat și cum a ajuns, care e intuiția din spatele modelului, și intuiția este simplă,
discul acesta e încălzit la centru, ne imaginăm din metal, toate punctele au același coeficient de dilatare și atunci în momentul când te apropii pe raze sau pe asemenea cercuri perpendiculare, când te apropii de frontieră, distanța ta scade, pasul tău scade. Așa se propagă căldura în felul cum descrie el lucrurile. Înainte a merge mai departe, două observații. Prima, fundamentală, este că el descrie acest model în cadrul geometriei euclidiene. Și cu asta a pus punct. Dacă acceptăm geometria euclidiană ca necontradictorie, suntem obligați să o acceptăm și pe asta. Avem model în interiorul ei. Deci nu se mai poate, după ce am văzut demonstrația asta, să spunem că nu există. Că nu se poate. Că ar fi ceva contradictor. Nu, nu e nimic contradictor. A doua observație ține de anecdotă, de istorie. Modelul ăsta apare prima oară la 1968 la Eugenio Beltrami, profesor la Padova. În aceeași perioadă, Felix Klein, mare matematician german, îl vizitează pe Beltrami. Discută cu el, înțelege tot ce a înțeles Beltrami. Beltrami și-a publicat lucrarea în italian, Saggio de nu știu ce. Felix Klein bagă la cap. Se întoarce în Germania. Publică din și el modelul. Dar nu spune că e al lui Beltrami. Îl publică el. Și altul. Are mai multe modele pentru geometria hiperbolică, dar unul este ăsta al lui Beltrami. 1882 vine Poincaré, care nu știe despre Klein. Și îl publică el. Klein își revendică la Poincaré modelul. Poincaré nu răspunde, zice, dar nicio legătură, nu l-a citat, că n-a știut despre el, el l-a făcut independent și cu asta basta. Și nu-i rămâne numele lui Klein legat de el, al lui Poincaré rămâne. Deși nu e al lui Poincaré, e al lui Beltrami. Și abia prin 60 și ceva, John Milner, un matematician american, reface această istorie și încearcă să-l repună în drepturi pe Beltrami. Evident inutil, pentru că tot modelul Poincaré îi spune cu toți. Istorie. Unul dintre artiștii care a înțeles bine ce vrea Poincaré este Maurice Escher. Aveți aici câteva, el are foarte multe asemenea gravuri, care sunt ilustrări perfecte ale geometriei hiperbolice. Ale acestui mod în care, apropiindu-te de frontieră, distanța se micșorează. Mauritius Escher. Ne întoarcem la Gauss, care ne spusese că geometria hiperbolică ar putea exista pe suprafețe de curbă negativă, nu trebuie să fie constantă. Deci au ceea ce ne dorim cu toții, burta subtă. Iată, în stânga sus aveți pseudosfera, ca o trompețică. Cea de jos este un catenoid sau o formă asemănătoare are hiperboloidul cu o pânză, furnalul. Cel din dreapta este un paraboloid hiperbolic sau plafonul gării din predeal. Astea sunt textele pe care le spunem la studenți. Și din Constanța, cred că la fel e. Deci putem avea modele de geometrie hiperbolică pe suprafețe de curbură negativă, doar că e o mică problemă, nici aici dreptele nu par să fie infinite. Dacă sunt, vezi, pe pseudosferă, cea din stânga sus, sigur, acolo unde se termină trompeta, se termină dreapta, meridianele acelea. Sunt modele locale. Cel care schimbă perspectiva este Bernhard Riemann. În 1854, Eu vorbesc și vă las să citiți, pentru că n-am să citesc. În 1854, Riemann își dă abilitarea. La ei era de atunci, noi din 2011. Sub îndrumarea lui Gauss. Gauss abia să moară 2 ani mai târziu. Gauss îi propusese mai multe subiecte, l-a ales pe acesta. Asupra ipotezelor care stau la baza geometriei. Pe vremea aceea, abilitarea se susținea în fața corpului profesoral reunit, eram la Göttingen, în sală erau 2 matematicieni, Gauss și Dirichlet, ceilalți
alte discipline, n-a priceput nimeni nimic. Diricle a plecat răvășit, așa se spune. El a înțeles. Gauss a înțeles evident că îl urmărise și ce face Riemann este să generalizeze ce a făcut Gauss. Dar pasul pe care îl face, tehnic, este mic. Conceptual este uriaș. Gauss studiase suprafețele în spațiul tridimensional. Deci suprafețele lui Gauss au în jur ceva. Sunt scufundate în ceva. Există spațiul înconjurător. Riemann, pe urmele lui Gauss, pleacă de fapt de la teorema egregium. Gauss spusese, curbura poate fi determinată numai în funcție de felul cum măsurăm. Și Riemann merge mai departe și zice, bine, dar atunci nu avem nevoie de spațiu înconjurător. Putem să definim niște obiecte care sunt intrinsece, nu au nimic în jur. Și pe care noi postulăm un mod de a măsura. Înțeleg că la conferința trecută Cătălin Vasilescu a întrebat care e diferența dintre un chirurg și Dumnezeu, și încheiind cu faptul că Dumnezeu nu se crede chirurg. Ce face Riemann este să joace un pic de ademiurgul, spunând că punem noi pe obiectele astea pe care el le va defini un mod de a măsura, cum vrem noi. Și că de asta depinde totul, de felul cum măsurăm. După care, de fapt, revine și explică, nu poți să pui chiar ce vrei. Modul ăsta de a măsura lungimi trebuie să țină seama de niște constrângeri de ordin fizic. Nu îți poți imagina că ceva ce ai măsurat într-un loc și are 2 cm, în altă parte o să aibă 2 cm. Trebuie să fie ceva omogen. Nu trebuie să fie măsurători diferite pe direcții diferite. Deși peste câțiva ani Finsler va spune, da, se poate și asta. Din asemenea constrângeri de ordin fizic, el construiește ceea ce azi numim geometrie riemanniană. Important este acest lucru. Teoremele de geometrie nu se pot deriva din concepte generale de mărime, spune. Dar acele proprietăți datorită cărora se deosebește spațiul de alte mărimi tridimensionale imaginabile, se pot deduce numai din experiență. Deci nu am nimic a priori. Experiența trebuie să-mi spună în ce fel de lume trăiesc. Ca matematician pot să fac ce vreau să. Și continuă Riemann spunând că ce va face va fi să dea niște axiome, niște ipoteze, dar care nu sunt logic necesare. Ele sunt bazate, pot fi verificate numai empiric. El construiește o teorie matematică, dar nu are pretenția că ea descrie spațiul fizic. Culmea e că va descrie, că va putea fi aplicată, dar el nu asta făcea. Și ne atrage atenția. El definește ceea ce azi numim varietăți diferențiabile, niște obiecte care sunt definite prin asemănarea lor locală cu un spațiu pe care îl cunoaștem, cu N dimensiuni, deja nu-l mai interesează 3 dimensiuni, el lucrează în N, arată că pe aceste obiecte numite varietăți diferențiabile, de fapt el spune Manifaktigkeiten, care înseamnă entități multiple extinse, multiplu îndoite. Iar în engleză s-a păstrat manifold. În română am luat cuvântul varietate din franceză. Pe aceste obiecte poate să definească un mod de a măsura, căruia îi se spune astăzi metrică riemanniană, și cu ajutorul ei dă forma curburii. Putem să determinăm curbura așa cum ne-a învățat Gauss. Cum spuneam, Beltrami a fost unul dintre primii care l-a înțeles, a și fost, au discutat, și a scris în 1868 acest articol în italiană, în care este și modelul lui Poincaré. Deci spațiile Riemann cu care lucrăm astăzi sunt asemenea obiecte geometrice care pot fi descrise local, se pot pune coordonate, așa cum știm de la Descartes încă,
plus un mod de a măsura. Există un mod univoc de a trece de la metrică la curbură, nu invers. Odată ce știu metrica, pot să determin curbura spațiului. Invers, infernal de greu, pentru că este un sistem de ecuații de gradul 2 și neliniar. Spațiul euclidian apare acum ca unul oarecare într-o familie enormă de spații Riemann și el corespunde curburii zero. Asta e tot. Dar nu mai are un statut privilegiat. Iar spațiul hiperbolic corespunde curburii constante negative. Și iată cum tot ce s-a întâmplat până atunci se unește acum în viziunea lui Riemann și nimic nu mai este dezechilibrat. Nu mai avem o geometrie la care să ne raportăm. Nici Riemann a fost bine cunoscut, pentru că memoriul său a fost citit în fața colegilor profesori de la Göttingen în 1854, dar a devenit cunoscut după 1860 bine. Au preluat ideile școala italiană, școala italiană de geometrie diferențială, nu mă refer la școala italiană de geometrie algebrică, în aceeași perioadă lucra foarte puternic. Arătau bine așa. Gregorio Ricci, Curbastro, Levi Civita și Bianchi. Aștia erau corifeii acestei școli. Veneau, iarăși un lucru interesant, veneau dinspre geometrie și dinspre mecanică. Se uită azi de multe ori cât de intim legată a fost mecanica de geometria diferențială și mecanică fizică, de fapt. Ricci, Curbastro și Levi Civita scriu împreună o carte care pune bazele geometriei diferențiale moderne, să spunem. E vorba de calculul tensorial și de calculul cu derivate covariante, am spus-o către matematicieni și îmi cer iertare. Calcul tensorial absolut, îi spuneau ei. Bun. A fost un... Nu sunt idei fundamental noi acolo, e o tehnică. Dar foarte importantă, fără ce au făcut ei, nu se putea merge mai departe. A merge mai departe înseamnă să ne întrebăm, în primul rând, acest lucru. Pentru că deja suntem în momentul în care putem să ne întrebăm dacă geometria descrie spațiul în care trăim sau nu. Dacă descrie universul sau nu. Și cum o face. Și odată ce Riemann ne-a zis că nu mai există o geometrie privilegiată, întrebarea care geometrie este corectă e prost pusă, în mod clar. Dar ne putem întreba cu care descriem mai bine. E clar că dacă vreau să descriu ce se întâmplă când mă duc de aici la Ploiești, cu ce am știut eu de geometrie euclidiană și cu ce am învățat până în clasa 10, să zicem, mă descurc perfect. Nu îmi trebuie altceva. Problema se pune când vreau să lucrez la scară mare, la scara Universului. Gauss avusese această intuiție că geometria hiperbolică ar putea fi cea bună pentru descrierea Universului, dar e mai practic cu cealaltă. Gauss a făcut și asemenea calcule și a câștigat o parte din bani ca geodez al orașului în care locuia. Făcea calcule de geodezie, măsura. Așa că îl interesa asta. Dacă vreau atunci să modelez geometria la scară mare, trebuie să știu ce e aia dreaptă. Și din nou mă întorc la Euclid. Dreapta e drumul cel mai scurt între două puncte, dar dacă sunt între două stele, care e drumul cel mai scurt? Și singura posibilitate este să spun, este, în primul rând, trebuie să spun scurt față de ce, și nu știu, că încă n-am postulat un mod de a măsura, și atunci aș putea să mă întreb care e, cine se mișcă mai repede pe univers, și o să ajung la foton, și la traiectoria fotonului. Dar dacă vreau să fac geometrie riemanniană, atunci știu. Schema e simplă. Universul trebuie să fie o varietate riemanniană, grosomodo. Pe această varietate există o ecuație care îmi dă geodezicele, adică drumurile de lungime minimă, și aleas dreptele. Bun. Totul este teoretic. E foarte greu să pun în practică așa ceva. Și ajungem la al doilea nume din titlul expunerii. Einstein constată că materia, acumulările de materie curbează spațiul. Deci am curbură, în primul rând. Sigur, el nu face chiar geometrie riemanniană, ci pseudo-riemanniană, apare un minus undeva, dar tehnic
E o diferență, dar conceptual nu este niciuna. E interesant că Russell a înțeles că există filiație directă de la Riemann la Einstein și fapt este că fără Riemann și fără, deci, toată linia aceasta de la Euclid încoace, nu putea exista Einstein. Ce face el este o teorie matematică, de fapt, în prima fază, în 1905, când face teoria relativității speciale, este o teorie matematică. Mai departe, în 1915, nu mai e doar matematică. Pentru că în 1915 el încearcă să exprime gravitația, într-un fel, altfel decât Newton. Și reușește să o exprime prin curbură. Are această intuiție, gravitația trebuie să exprime prin curbură. Deci el are nevoie de Riemann ca să construiască un spațiu-timp, deci un spațiu riemannian, care să-i dea curbură. Acest spațiu-timp curbat trebuie să fie universul, iar gravitația o reprezintă prin curbură. Nu există un argument natural, logic. Nu poți să spui, a, oricine ar fi putut face chestia asta, așa trebuia să fie. Nu, nu e așa. E Einstein. A avut el o intuiție. O să îmi cer iertare, trebuia să le pun, totuși. Ecuațiile astea reprezintă enorm de mult, nu trebuie să le înțelegeți. Trebuie doar să observați că în stânga, sunt termeni care au treabă cu R mare, adică cu curbura. Adică e formă, e forma universului, e curbura. Este ceea ce vine din geometrie. În dreapta ecuației e fizica. Este materie. Tensorul acela, energie, impuls, care reprezintă distribuția de materie. Acum, dacă nu ești matematician, dacă ești literat, filozof, e foarte tentant când vezi așa ceva să spui forma naște conținut. Sau alte asemenea metafore frumoase. Desigur, sunt frumoase. Dar nu e așa. Deci, astea sunt niște ecuații cumplite, necunoscutele sunt acele G mic cu doi indici, sunt ecuații cu derivate parțiale de ordinul 2, sunt inițial 10, sunt o matrice, 4x4 care este simetrică, se mai reduc cu Bianchi, rămân 6, care corespund celor 4 grade de libertate pe care le ai în spațiu-timp 4-dimensional, și sunt foarte greu de rezolvat. Ce în stânga e aproape imposibil să rezolvi. Ce în dreapta ai șanse să aproximezi prin observații. Unde gravitaționale, tot ce ați auzit, alea vin în partea din dreapta. Aceste ecuații conțin în ele tot ce ați auzit vorbindu-se în ultimii ani despre radiație de fond, despre găuri negre, modelele sunt aici, în aceste ecuații ale lui Einstein. Și mai e un lucru foarte frumos despre aceste ecuații. Prima variantă apare în 1914 într-un articol al lui Grossman și Einstein. Sunt greșite. Și cel care vede că sunt greșite este un matematician, e Levi Civita, italian, care îi scrie lui Einstein. Matematicienii înțeleg, nu erau covariante, nu rămâneau la fel la schimbări de coordonate. Asta vede Levi Civita și explică. Există o corespondență păstrată de câteva luni de zile, corespondența asiduă între Einstein și Levi Civita, în care Einstein e foarte deschis să învețe, el nu știa geometrie. Levi Civita îl învață și explică de ce e greșit și vine apoi, după un an, cu ecuațiile bune. După câțiva ani și Hilbert o să-i explice din nou care e problema și îi va fi recunoscător și lui Hilbert. Aici e învățat de la oameni. Deci, morala este că fără acest efort de aproape 2000 de ani, de la Euclid încoace, de matematicieni care nu știau că lucrează pentru Einstein, care nu știau că lucrează ca să determine forma universului, care erau preocupați de niște probleme gratuite. Se luptau cu mintea lor. Fără acest efort, nu ar fi ajuns fizica astăzi să poată să facă ceea ce face.
Einstein, în esență, și teoria relativității, în care avem gravitația, teoria relativității generalizate, nu ar fi putut apărea. Cu atât mai mult rămâne deschisă întrebarea de ce poate matematica să facă asta. E întrebarea lui Wigner, de ce este matematica atât de eficace în descrierea Universului, în descrierea lumii, când, de fapt, nu asta își propune să facă. Da, vorba lui Eugen Ionescu. De ce se așteaptă lumea să am răspunsuri? Dacă aș avea răspunsuri, aș fi jurnalist, zice Ionescu. Eu am întrebări. Mulțumesc. Mulțumim, domnule profesor. Cum vă spuneam și în surdină, a fost exact ce așteptam și vă mulțumesc încă o dată. Acum deschidem sesiunea de întrebări și comentarii din sală. Domnul academician Ionescu Târgoviște. V-ați gândit vreodată să abordați subiectul geometria Pământului și ce înseamnă ea pentru noi? Spunând că Aristotel a zis, a ști înseamnă a cunoaște cauza. Chiar așa ați pornit de la început cu lucruri grele. Ce să vă spun, cred că discuția despre cauze în matematică nu e oportună. Facem matematică în anumite sisteme axiomatice, în niște teorii pe care ni le stabilim, în niște cadre în care ne mișcăm cu o anumită intuiție. Intuiția aceasta, evident, este alimentată pe de o parte din fizică, din alte discipline pe care mai mult sau mai puțin le cunoaștem încercăm să ne apropiem, dar este alimentată și de cunoașterea matematică efectiv. E o intuiție de alt tip decât intuiția literatului. E o intuiție foarte încorsetată. Nu ne lăsăm imaginația să meargă oricât de mult. Și atunci a medita asupra cauzelor devine un pic superflu. Cauzele sunt axiomele pe care le-am pus. Acestea sunt cauzele directe. Mai mult, revin, este întrebarea lui Wigner și eu nu știu să răspund la ea, cel puțin nu așa rapid. Dar, sigur, e o întrebare la care merită meditat. Domnul academician Mircea Dumitru. Mulțumesc foarte mult pentru conferință, domnule profesor. Două întrebări directe și mai scurte. Există o analogie care se impune imediat între logică și geometrie, în sensul că în logică avem logica tradițională, clasică, fie cea aristotelică, fie cea matematică clasică, și avem o familie de logici non-clasice. În geometrie, geometria euclidiană și geometriile neoclidiene. Logicienii spun că există totuși niște principii fundamentale pentru logicile cele mai simple, iar celelalte se construiesc fie prin extinderea celor simple, fie ca o alternativă la cele care sunt foarte simple. Și sunt niște postulate, să le numim așa. Se poate vorbi de ceva asemănător în construcția familiilor de geometrii neoclidiene, adică să extind sau să fie alternativ față de geometria euclidiană? Și a doua întrebare, dacă ați avea bunăvoința să continuați puțin firul istoric, să ne spuneți ceva despre John Nash în legătură cu relația între spațiu real și modelele geometrice și dacă, de pildă, ceea ce știm că ați lucrat în legătură cu Nash, ar arăta totuși că, într-un anumit fel, Kant a avut dreptate în legătură cu spațiu. Da, mulțumesc. Nu cred că analogia cu logica funcționează, tocmai pentru că Riemann
pune toate geometriile riemanniene pe aceeași picior de egalitate. Există un tensor metric cu anumite proprietăți, unele duc la geometrie euclidiană, alte la alte geometrii. Deci nu cred că funcționează acea analogie. În legătură cu Nash, da, povestea continuă, sigur, după Riemann, dar un pic într-o altă direcție. Și pe de o parte, Riemann ne spune că e bine să gândim spațiul ca fiind un obiect de sine stătător, nescufundat în nimic. Nu trebuie să ne uităm în jur. Și, într-adevăr, dacă vrem să studiem Universul, în afara lui nu mai e nimic. Nu putem imagina nimic. Pe de altă parte, matematic, poți să imaginezi orice. Și imediat după ce Riemann a dat afară ideea de spațiu înconjurător, imediat. Mă rog, în 1936, 34-36, Hassler-Whitney a demonstrat că orice varietate diferențiabilă, deocamdată fără metrică, poate fi băgată într-un spațiu euclidian. Băgat e un cuvânt greu, dar în matematică el înseamnă scufundat și are o definiție precisă. Și anume, dimensiune n intră în dimensiune 2n plus 1. Deci un spațiu abstract cu n dimensiuni intră într-un spațiu abstract, într-un spațiu euclidian cu 2n plus 1 dimensiuni mari. Peste 20 de ani, Nash arată mai mult, și anume că o varietate riemanniană poate fi scufundată la rândul ei într-o varietate de dimensiune de ordinul n la pătrat, n pe lângă n plus 11, cred, sau 2n plus 1 pe lângă n plus 11. Și deci, într-un fel, asta aduce un sprijin ipotezei lui Kant. Pentru că spațiul euclidian recapătă un fel de preeminență din moment ce orice varietate riemanniană abstractă poate fi totuși gândită ca o subvarietate a celui euclidian și cu metrica indusă din spațiul euclidian. Deci, într-un fel, îi se dă din nou dreptate, sau mai puțină dreptate, dar oricum îi se dă ceva înapoi lui Kant, cred. Cam asta este, ca să nu folosesc cuvinte mai tehnice. Domnul profesor Cătălin Vasilescu. Vă mulțumesc foarte mult pentru interesanta și educativă prezentare. Știți că așa se începe când vrei să-i seară în cap conferențiarului, să întâi mulțumești. Da, eu am două întrebări punctuale. Unul, dacă ne puteți spune ceva despre constanta cosmologică, mi-a atras atenția e atât de discutată și a fost atât de atacat Einstein pentru drăguța de constantă cosmologică. Mulți o consideră marele eșec al vieții lui, că a făcut apel la constanta cosmologică. Dumneavoastră, sigur, cu siguranță ne veți spune lucruri interesante. Și al doilea, dacă admiteți să glisăm din geometrie în topologie, e un domeniu care o să fie, a fost foarte mediatizat, și anume demonstrarea conjecturii Poincaré de către Perelman și disputa de prioritate cu Kao. S-a scris multă literatură, este foarte un subiect foarte atractiv pentru toată lumea, dar nu știu, mă așteptam să ajungeți la asta, dar nu știu dacă pentru dumneavoastră topologia dincolo de graniță. Mulțumesc! Da. În privința constantei cosmologice, acum eu nu sunt specialist, eu mă uit la teoria relativității, nici spre geometrie, nu am... Dar din câte știu eu... Sigur, Einstein într-o vreme a zis că e marea lui greșeală, dar a revenit. Adică fără constanta cosmologică ecuațiile alea nu funcționează. Și tocmai datorită faptului că poți jongla cu constanta cosmologică, avem găuri negre, avem modele, primele au fost ale lui Lemaître, apoi avem modele Kerr, modelul Walker, Robinson-Walker. Acolo intră constanta cosmologică, nu se putea fără.
Cel puțin așa știu la modul foarte general, nu mă puneți să intru în amănunte pentru că o să spun prostii și nu vreau. În cealaltă privință, faptul că s-a scris mult despre Perelman e rău. Pentru că au scris în general jurnaliști, nu e bine. N-au înțeles foarte mult și e greu de înțeles. E foarte greu de înțeles. Însă și conjectura lui Poincaré, nu pot să o povestesc așa. Adică, acolo este o matematică foarte grea, foarte adâncă și care, adevărul e că nu se lasă povestită la nivelul discuțiilor obișnuite. E o teoremă de rigiditate. Vrea să spune că un obiect care are anumite constrângeri topologice, dar e greu de explicat ce înseamnă simplu conex pe un limbaj nespecializat, trebuie să fie sfera și nu poate fi altceva. Sfera asta rotundă pe care o știm, nu o sferă topologică. Dar, repet, discuția aceasta, topologia, nu are foarte mare relevanță în partea pe care am discutat-o. Pentru că ce am încercat eu să arăt a fost mersul unei părți din geometrie legată de măsurare. Teoria relativității cu asta are de-a face și mult mai puțin cu topologia. Așa, sunt Ionel Popescu, sunt colegul lui Liviu Ornea. Două întrebări foarte scurte. Una, prima întrebare este cum vedeți această desfășurare a ideilor de geometrie de la Einstein încoace? Și doi, faptul că ecuația lui Einstein aruncă geometria în ecuațiile diferențiale cu derivate parțiale și cum se pot acestea lega de mecanica cuantică? Pentru că până la urmă ideea este exact asta. Da, am înțeles. Mulțumesc. Păi, la prima întrebare e nu ușor, dar răspunsul există. Într-adevăr, de la ecuația lui Einstein încoace cel puțin, dar și din alte surse, de fapt, problemele mari de geometrie diferențială devin probleme de ecuații cu derivate parțiale. Și asta se vede foarte bine, culmea, în soluția conjecturii lui Poincaré, așa cum a făcut-o Perelman pe urmele lui Hamilton. Există o ramură enormă acum în matematică de Geometric Measure Theory, în care asta se face, sunt ecuații cu derivate parțiale care vin dinspre geometrie. Deci, da, a radiat enorm acest punct de vedere. Pe de altă parte, ceea ce întrebai despre gravitație, unirea gravitației cu cuantica, păi asta este ultima unificare la care Einstein a tot lucrat și n-a reușit și pe care încă n-a reușit-o nimeni. Pentru că aici e în sală și Vlad Zografi, care știe mai bine decât mine lucrurile astea, dar acum se face când aude. Postulatele fundamentale ale cuanticii și ale teoriei relativității pare că nu se potrivesc și asta nu permite unirea celor două teorii. Deocamdată. Am să rog domnii care au ridicat mâna să mă lase să dau întâietate unei doamne, doamna profesor Dorobanțu. Mulțumesc. Eu am fost sedusă de conferința asta și sunt doctor, nu mă pricep la matematică, dar unele lucruri le înțeleg. M-a sedus și modelul academic de promovare de la Göttingen, unde sigur că se spunea că ce nu este în afara Universității Göttingen, de fapt, nu este viață universitară într-o anume perioadă. Să nu uităm că Max Planck acolo era profesor și chiar o întrebare era, pentru că știu că el i-a și sugerat într-un fel lui Einstein termenul de relativitate, care inițial nu era.
Da, da, așa am citit eu, acum cât adevăr este în ce am citit, dar probabil că da. Și în ce măsură putea fi sau poate fi legată, dar deja cine a vorbit înainte a sugerat această idee de legare între cuantică, mecanică cuantică, știm că Max Planck a fost părintele mecanicii cuantice și relativitate. Dar mi-ați dat răspunsul, așa că am a doua întrebare mai scurtă, pentru că matematica a pătruns în toate științele. Științele celelalte nu prea au pătruns în matematică, dar dovadă că inclusiv ceea ce pentru noi poate este, sau pentru dumneavoastră este simplist, pentru noi este de ajutor. Curba lui Gauss, care ne ajută și acum la aprecierea și la notarea, să zicem, să apreciem o medie, să spunem, a răspunsurilor corecte ale studenților. Cum a ajuns totuși până la urmă la această curbă gaussiană? Gauss. Cum a ajuns? Dar nu știu dacă el a ajuns la ceea ce numim noi azi gaussiană. Nu, adică nu știu dacă a folosit-o la modul în care e folosită astăzi. Cred că domnul Ionel Popescu știe mai bine lucrurile acestea decât mine. Nu știu istoria aceasta. Nu știu istoria aceasta, dar aș vrea să revin asupra ceea ce ați spus despre pătrunderea matematicii în alte domenii și invers. E mai puțin cunoscut că există un grup de matematicieni care, și de biologi care încearcă să construiască practic o matematică pentru biologie. Sunt în jurul lui Mișa Gromov la Institutul de la Bir-sur-Yvet. N-au prea reușit până acum, dar ce au scris este relevant și interesant. Supoziția lor este că matematica pe care o cunoaștem nu este potrivită ca să descrie viul. Și încearcă să facă altceva. Deocamdată nu le-a reușit foarte bine, dar se încearcă. Un alt lucru interesant pe care mi l-a semnalat colegul Costreie de la filozofie este că există niște cercetări din neuroștiințe, cred că se numesc în mod larg. Sunt niște oameni care cartografiază creierul și îl reprezintă sub forma unei rețele neuronale, asta nu e foarte greu de înțeles de ce, dar își pun problema a felului cum se transmite informația în această rețea. Studiile sunt pe șobolănei deocamdată. Și ceea ce observă ei, și sunt mai multe articole pe temă, este că informația se transmite și se acumulează în aceste rețele după modelul expansiunii Universului, cel care rezultă din ecuația lui Einstein, și că deci s-ar supune modalitatea noastră de cunoaștere și de acumulare a informației unei geometrii hiperbolice. Articolul pe care mi l-a arătat domnul Costreie este Nature, îl citează pe Mișa Gromov. Sunt echipe care, totuși, dacă cineva îl citează pe Gromov, a citit un pic de geometrie. E tulburător, într-un fel. Nu știu cât de validate sunt cercetările acelea, dar faptul că există, că se pune astfel problema, mi se pare că e tulburător deja. Și dacă îmi dați voie să intervin, miracolul vieții se va putea explica numai cu ajutorul chimiei cândva, care ia chimia, nu se poate dezvolta fără matematică. Domnul profesor Costreie, am să încerc să memorez ordinea în care ați ridicat mâna. Mulțumesc. Eu o să completez că la noi, la Facultatea de Filozofie, scrie undeva că totul e chimie. Dar vreau să-i mulțumesc domnului profesor Ornea pentru acest regal și să vin cu o întrebare. Între Euclid și Einstein să ne ducem un pic în secolul 17. Și acolo a fost o dispută faimoasă între Newton și Leibniz, mă rog, din punct de vedere istoric,
prin Samuel Clark, deci nu direct între ei, că erau certați pe calculul infinitezimal, pe cei care au avut prioritatea și a inventat calculul infinitezimal. Dar dincolo de toate zbaterile istorice, există o întrebare. Acolo se propuneau două modele ale Universului. Einstein venea și spunea că spațiul este absolut și că înainte de a avea obiecte, eu trebuie să am spațiu, cumva, metaforic vorbind, ca să pot pune acele obiecte, ca să le pot gândi ca obiecte în spațiu. Leibniz a sărit ca ars și a spus așa ceva nu este adevărat, este exact invers. Întâi am obiectele care îmi creează spațiu într-o, ca să citez, ordinea coexistențelor. Și acum e întrebarea mea. Istoria geometriei înclină balanța într-o parte sau alta? Mulțumesc! Eu aș zice că istoria geometriei înclină balanța către Riemann, care spune că lucrurile sunt simultane. Spațiul este intrinsec, îl definesc ca o varietate, cum a vrut el, și obiectele despre care Einstein se războia cu Leibniz, care dacă stau într-o cutie sau nu, sunt punctele acestui spațiu și atât. Și submulțimi în acest spațiu. Dar deja devine fără obiect întrebarea. Adică există, cred, întrebări controverse care sunt importante și radiante la o anumită epocă și care devin caduce odată cu acumularea de înțelegere, de cunoaștere. Și, nu toate problemele rămân cu aceeași relevanță în timp. Cred. Sorin Baiculescu, mă numesc. O întrebare. Teoremele de incompletitudine a lui Kurt Gödel, care este locul lor în expunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră? Le luați în considerație ori nu? Atât. Vă mulțumesc. Este o întrebare capcană. O traduc. Întrebarea dumneavoastră este de fapt următoare. Voi ăștia care faceți matematică, ziceți că faceți matematică, vie țineți ori nu țineți seamă de paradoxuri și de nenorocirile care se întâmplă în fundamente? Răspuns, nu ținem. Domnul profesor Brânzănescu de la Institutul Stoilov. Mulțumesc pentru expunere care a fost foarte interesantă. Eu nu am nicio întrebare și niciun răspuns. Dar mă întreb de ce vreau să vorbesc? Am o explicație. Parțial răspuns și dânsului, parțial și dânsului și poate și altora. Parțiașul lui Wigner. De ce e matematica eficientă? E foarte simplu și vă dau următorul exemplu. Luați un rezultat de matematică nu foarte important, dar care spune ceva totuși, da? Acel rezultat nu va fi niciodată, dacă a fost stabilit de către referenți, că e bun, a fost verificat, deci în sensul ăsta, nimeni niciodată nu-l va contrazice și nu-l va anula. A, bun, se extinde, schimbăm ipotezele, obținem rezultate mai generale, asta e altceva. Ce vrea să spun asta? Matematica are rezultatele, e o stabilitate extraordinară. Deci un rezultat odată verificat, bine demonstrat, are o forță mare. Asta nu înseamnă că rezolvă și probleme din biologie și probleme care ridică dânsul și mai departe. Oricum, întâi trebuie să ai axiomele, după aceea să găsești metode și poate obții ceva. Iar biologia, ca să este mult prea complicată deocată, zic eu, pentru a fi abordată de matematici. Mulțumesc! Domnul profesor Adrian Miroiu. Domnul profesor, vreau să vă pun o întrebare, dar s-a pus între timp. Vreau să vă întreb cum vedeți dacă are vreun loc în toată povestea pe care ne-a spus-o și Gödel. Dar vreau să trec la altă întrebare care e naivă, foarte naivă. Când eram elev de liceu sau de gimnaziu și învățam geometrie, știam cam despre ce e geometria. E despre puncte,
despre linii, planuri, corpuri, oricum despre lucruri pe care mi le puteam imagina în experiență. Acum, ca la finalul expunerii dumneavoastră, cine ați putea spune? Despre ce e geometria? Mulțumesc pentru întrebarea asta, e foarte bună. Geometria, cel puțin așa cum o înțelegem noi astăzi, cum o facem astăzi, geometria este ce ne-a învățat Felix Klein la 1872, cred, într-un articol numit Programul de la Erlangen. Urma să fie numit profesor acolo, a ținut un speech, ulterior s-a numit Programul de la Erlangen. Punctul lui de vedere e următorul. A face geometrie înseamnă a te uita la o anumită mulțime, să-i zicem mai frumos un spațiu, pe care acționează un grup de transformări. Proprietățile geometrice sunt proprietățile acelor submulțimi care sunt invariante la grupul respectiv. Exemplu, ce este geometria euclidiană? Este un spațiu pe care am o metrică euclidiană și acționez cu grupul numit al izometriilor sau al deplasărilor și atunci proprietățile geometrice sunt cele legate de lungime, de arie, pentru că acestea se păstrează când deplasez rigid. Este, de fapt, punctul de vedere al lui Euclid. Doar că este generalizat. Deci, când fac geometrie, nu mă mai interesează și nu mai știu ce sunt punctele acelui spațiu. Pot fi orice. Klein chiar introduce ceva ce el numește principiul corespondenței, pentru a arăta că aceeași geometrie o pot face pe mulțimi foarte diferite. Ideile lui vin după ce s-a impus noțiunea de grup introdusă de Galois și după ce s-a ajuns la ideea de izomorfism, deci de lucruri diferite care sunt la fel datorită felului asemenea în care se mișcă obiectele din cele două mulțimi diferite. Obiectele acelea pot fi puse într-o corespondență unul la unul și cum se schimbă într-o parte, la fel se schimbă în cealaltă. Asta este ideea de izomorfism. Și atunci nu mă mai interesează ce sunt punctele. Lucrez pe ceva abstract și am un grup abstract. Asta înseamnă pentru noi geometrie. Cu diverse ipostazieri. Atât. Și aș vrea să mai fac o mică completare apropo de ce a spus profesorul Brânzănescu. A spus foarte bine că un adevăr matematic odată demonstrat acolo rămâne, e imuabil. Pentru colegii filozofi și pentru cei care au tendința să nu considere matematica o știință pentru că nu intră în definiția lui Popper. Și pentru că matematica și enunțurile matematice nu pot fi falsificate în sensul lui Popper. Ba da, falsificarea în sensul lui Popper înseamnă demonstrație. Odată ce am demonstrat, asta înseamnă a falsifica în matematică. Demonstrez. Când verificarea logică a fost făcută, riguros, nu-ți convine, știu, la o să discutăm. Doar pentru că a fost luat așa puțin în ușor, a la lejer Gödel, în legătură cu faptul că el știa destul de multă matematică, totuși, da, nu era doar un logician. Și mecanică, știu. El îi scrie și dedică lui Einstein un memoriu științific în care introduce metrica care îi poartă numele. Problema pe care a avut-o Gödel cu asta era că era complet intuitiv din punctul de vedere al fizicianului, pentru că accepta un fel de întoarcere în timp. Păi nu, o voia, o voia căutată, a ajuns să caute, să măsoare pe hărți stelare, să măsoare și să caute ca să iasă ecuație, dar nu i-a ieșit. Exact, deci dacă merge numai într-un sens pur formal, pentru că generăm o geometrie... Domnul profesor nu s-a referit la Gödel acesta, ci la Gödel incompletitudine, nu la... Și ca să ducem până la capăt gluma, în același timp i-a dat lui Einstein și un pulover care fusese tricotat de soția lui Gödel și Einstein a fost mult mai mulțumit de pulover decât de ecuații. Eu am tradus cartea, știu. Așa. Hai să mai ascultăm și întrebări de la tineret. Um.
Ok, deci țin să mulțumesc pentru prezentarea făcută de dumneavoastră, în care ați vorbit despre geometrie neuclidiană cu diverse curbe și asta mi-a reamintit de o întrebare pe care o aveam despre anumite funcții. Eu sunt elev de liceu și în ultimul an, în clasa 12 și încă n-am învățat despre ele la liceu, dar am auzit despre ele și acestea sunt sinusul și cosinusul hiperbolic. Și voiam să vă întreb cam ce sunt aceste funcții. Funcții exponențiale. E la x plus e la minus x pe 2. Asta e tot. La ce folosesc și cum s-au ajuns la aceste funcții? Care este istoria? Ai nevoie de exponențială. Funcție exponențială, care e inversul logaritmului. Pe asta ai făcut-o în clasa 10. Da. Așa. Se întâmplă că atunci când vrei să faci geometrie pe o suprafață dintre aceasta cu curbură negativă, funcțiile astea ies în față. Dai peste ele. Și apar în aceste combinații, exponențială plus exponențială cu argument negativ. E la x plus e la minus x. Și dacă tot apar grupurile astea, le dai un nume ca să fie mai ușor, să nu scrii tot timpul chestia asta. Și spui cosinus hiperbolic. Asta e tot. E o denumire. Hiperbolic, pentru că dacă fac graficul, seamănă cu hiperbol. Și vreau să vă întreb, de ce sinus hiperbolic și nu altă denumire? Pentru că satisfac aceleași tipuri de relații. Sinusul și cosinus satisfac sin pătrat plus cos pătrat egal cu 1. Astea satisfac cos pătrat hiperbolic minus sin pătrat hiperbolic egal cu 1. Deci sunt relații de același tip și atunci le dăm nume de felul acesta. Înțeleg. Mulțumesc mult. Două observații legate de întrebarea lui Wiener și legate de rezultatele din matematică care nu pot fi date peste cap. Cred că întrebarea lui Wiener ar trebui să fie precedată de o altă. De ce folosim matematica? Și folosim matematica pentru o chestiune foarte simplă, că nu se poate fără. Orice cercetare științifică se face într-un anumit spațiu. De spațiu se ocupă geometria dumneavoastră. Orice cercetare științifică are un aspect cantitativ. De asta se numește aritmetica. Orice cercetare științifică are relații între elementele pe care le studiază. Algebra. Orice cercetare științifică se face într-un spațiu care are o anumită structură, o anumită arhitectură, topologia. Și mai ales, orice cercetare științifică pune în evidență mișcarea. Mișcarea, cine o zice? Analiza matematică și ecuațiile. Problema este alta. Dacă modelul matematic pe care noi îl construim și unde găsim niște ecuații pe care le rezolvăm, soluțiile acestor ecuații sunt obligatorii adevărate în realitate? Adică există un izomorfism, o bijecție între realitate și acest sistem matematic? Pentru că legat și de corectitudinea matematică, există o întrebare foarte simplă. Un om sapă o groapă de un metru pătrat în 4 ore. 100 de oameni în cât timp îl sapă? Matematic rezultatul e simplu, 4 ore împărțit la 100. Ce reprezintă în realitate acest rezultat? Mergeți către nominalism. Ați putea să mă întrebați ce reprezintă 10 la nu știu câte puteri 10, pentru că... Nu. Ce reprezintă acest număr când putem estima numărul de grăunțe din univers și pot să scriu imediat ceva mai mare decât acest număr? Atunci ce reprezintă acest număr? E nominalism curat. Refuz să discut așa pentru că nu e în domeniul meu. Dar cred că am contraexemplul la ceea ce ați spus. Nu orice cercetare științifică are nevoie de matematică, cel puțin acum. Când se face psihologia animalelor, citiți-l pe Conrad Lorenz, Deocamdată, nu știu, dar eu nu pot să, nu sunt Mafalda, nu știu ce o să fie mai târziu. Deocamdată însă constat că se poate face știință foarte bine în unele domenii și fără matematică. Eu îmi pare rău, dar se poate. Adică nu, matematica mai ales așa cum este dezvoltată acum, e foarte mult calitativ, nu este... Nu știu dacă e bineînțeles, dar vreau să spun că există domenii care par să se descurce încă. Puteți spune, n-au ajuns la gradul acela de maturizare în care să fie
necesară matematizarea, nu știu, se poate. Dar ăsta este wishful thinking pentru noi, dar nu știu dacă e așa. Deocamdată e clar. Mă numesc Focșa Cristian și am o întrebare în legătură cu teoria multiversului. Există astfel de spații suprapuse? Nu știu, sunt matematician, nu fizician. Eu abia am citit un pic de teoria relativității. Pot să vă trimit la cartea lui Joe Hands, Cosmos Sapiens. Acolo poate aflați, dar eu nu știu. Nu puneți întrebări de fizică, diverse, nu știu. Diverse probleme pe tema asta. Se poate. Și nu știu. Nu-i domeniul meu. Nu pot răspunde unde nu-i domeniul meu. Da, da. Mulțumesc. Mă numesc Florin Nichita, sunt coleg cu dumneavoastră la institut. Cred că a omis domnul care a prezentat să spună că sunteți și traducător de cărți. Și vroiam să vă rog, dacă aveți o poezie preferată. Sunt poeziile, sunt în cărțile traduse de dânsul, dar... Nu, le las. Ai poezie sau nu? Ai spus poezia sau nu? Ce să spun? Poezia. Ce poezie? Lasă, nu. O să mai iau o întrebare. Nicu Beli, mă numesc. Legat de trei poze pe care le-a spus la un moment dat pe ecran cu bucăți ale planului neuclidian scufundate în spațiu cu trei dimensiuni neuclidian. Mi-am amintit de o discuție pe care am avut-o când eram student cu domnul Telemann. Mi-a spus că spațiul euclidean nu poate fi scufundat în întregime, neuclidean nu poate fi scufundat în întregime în planul, nu poate fi scufundat în întregime în trei dimensiuni. Cred că te referi la altceva, te referi la teorema lui Hilbert că planul neuclidian. Nu neuclidian, planul hiperbolic. Deci planul hiperbolic, da. Deci un spațiu bidimensional cu curbură constantă minus 1, da, nu poate fi scufundat ca suprafață completă, completă, da, în spațiul euclidian. E o teorema lui Hilbert din 1901, da, cu o demonstrație destul de complicată a lui Hilbert și un an mai târziu dată de Holmgren, mult mai simplu, cu ecuații cu derivate parțiale. Da, spunea că se poate în 6 dimensiuni. Cred că în 4, cred că chiar în 4. Atunci, acum 30 de ani, spunea că nu se știe dacă în 4 sau 5, probabil că în timp s-a mai... Deci nu știți. Oricum, în 3 nu intră, sigur. Știu că în 3, dar nu se știa dacă 4, 5 sau 6. Nu știu, există niște rezultate ale lui Rosenbaum, cred, pot să caut. Aha, știu, mulțumesc. Există. Bună seara, mă numesc Carmen Bărbulescu, sunt jurnalistă și o să pun o întrebare jurnalistică, chit că am sezizat acel mic ghimpe pe care l-a spus mai devreme și care este adevărat. Dintr-un început voi spune că mă abizui pe umorul dumneavoastră pe care îl cunosc. Întrebarea este, credeți că platiștii, cei care consideră că Pământul este plat, au o prețuire excesivă pentru Euclid și îi detestă pe Lobachevski și Riemann și ceilalți, să fie această explicația sau aveți o alta? Mulțumesc! Eu cred că oamenii aceia nu au minime cunoștințe științifice și atunci pot să spună orice. Nu e nicio problemă să spui orice până la urmă, dacă nu ești încorsetat de o minimă cunoaștere. Deci, bănuiesc că nu au această minimă cunoaștere, atât. Am bănuiel că nici de Euclid n-au auzit. Poate. Mă numesc Adrian Pătrașcu, sunt student la anul 2 la informatică și A la N plus B la N egal cu C la N pentru N, egal, N mai mare egal decât 3. Nu există soluție. E teorema lui Fermat. Ce legătură are geometria cu demonstrația?
Vreți să vă fac demonstrația lui Wiles? Iertați-mă, nu. Ok, am încercat. Nu, are legătură cu geometria algebrică, dar nu cu asta, nu cu ce am povestit eu aici. E geometria algebrică, foarte sus, forme modulare, nu, Doamne ferește, nu? Din cei care n-au pus... Atunci o să iau ultima întrebare. Vă mulțumesc, vă mai pun o întrebare și mulțumesc domnului vicepreședinte al Academiei. Citesc o carte în momentul acesta, cred că îl cunoașteți, Bogdan Suceava se numește, în Statele Unite. Mi-a fost student. Și caută să facă o legătură între programul de la Erlangen, 1872, Felix Klein, și poezia lui Ion Barbu. Și unele le prinde într-adevăr în ceea ce scrie, altele sunt puțin forțate. Care este părerea dumneavoastră, mai ales pe partea aceea de invarianță care este în programul de la Erlangen, merge Barbu și vede problemele acestea de-a parțial. Cartea încă n-am terminat-o, dar e spre sfârșit, oricum. Mulțumesc. Mi se pare că sunt hazardate, în general, încercările de a interpreta poezia lui Barbu prin matematica pe care a făcut-o. Nu am îndoială că niște structuri mentale, o forma mentis care a fost modelată de matematică, îi influențează literatura, dar cartea lui Basarab Nicolescu, de pildă, mi se pare o prostie și foarte mult din ce face Bogdan mi se pare discutabil. Deci, cimpoiul veșted lungi, or fluierul din drum, durerea divizată, o sună încet, mai tare, dar piatra în rugăciune, a humei despuiare, o runda logotită sub cer, vor spune cum. Ar trebui un cântec încăpător, precum foșnirea mătăsoasă a mărilor cu sare, ori lauda grădinii cu îngeri, când răsare din coapsa bărbătească a levei trunchi de fum. Unde e programul de la Erlangen? Sigur, trivializez, dar încercările acestea de a lua poezia care se numește grup și a spune, grup, Galois, teoria lui Galois, Felix Klein, mi se par hazardate. Sigur, apare cuvântul grup și în joc secund și în grup, apar atâtea clăile de fire stângi și atunci poți să spui, ăsta e un fascicol. Bun, și dacă e un fascicol, ce? Până la urmă, pentru că nu asta transmite poezia lui Barbu. Deci nu... Da, intrăm pe altă râmă. Deci nu cred că e bine, cred că nu e bine să facem asta și nu cred că aduce foarte mult. Adică celui care se bucură de poezia barbiană, care îi simte fiorul, nu cred că îi aduce ceva în plus dacă știe că anumite lucruri provin din programul de la Erlangen, să zicem că ar fi așa. Da, pe tot din el am citat și eu. Dar nu cred că ajută nici o parte, nici cealaltă. În fin. Mulțumim, Liviu. Vă mulțumesc pentru toate intervențiile care ne-au făcut conferința încă mai frumoasă. Discuțiile mi-au adus aminte de un citat pe care o să-l reproduc din memorie al lui De Broglie, și anume că dincolo de aplicațiile științei și de a căuta o aplicație sau o explicație în demersul unui cercetător, cum se revarsă într-o aplicație sau într-o explicație pe care o așteptam. Deci, dincolo de acest lucru, De Broglie spunea că știința este una dintre cele mai frumoase podoabe ale sufletului nostru, adică cercetarea fundamentală.
Și parte din lucrurile pe care ne le-a prezentat Liviu ilustrează acest lucru, pentru că până la Einstein totul a fost un joc al minții și o podoabă a spiritului nostru. Vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm la următoarele noastre conferințe. Dacă sunteți curioși, după Mihaela Miroiu va veni doamna profesor Rodica Zafiu.